Nu mi este nimic. Haide, sfântă mozzarella, cum să rezolv eu astea? Eu nu fac, nu vreau, nu vreau să învăț. Grăbește-te! Trebuie să-l salvăm pe Sammy! Repede! Sammy! Uite ce avem noi aici! Hop, hop! Și uită-te la asta! Grozav! Așa-i mai bine! De unde ați luat toate astea? Am făcut noi aceste jucării antistres! Haide, o să-ți arătăm totul! Hai să începem! Haide, Suzy, să vedem detaliile! Să trăiți, capitane! Ai decupat atul grozav, Sammy! Mă ajut cu partea mea! Noi, cei cu numele Sam, trebuie să ne susținem reciproc! Așa e! Hei, eu lucrez și tu te distrezi? Nu e corect! Susan, noi aproape am terminat! Nu fi așa morocănoasă! Distrăm! Privește! Sam, de ce le arunci în mine? Bătălie cu zăpadă de hârtie! Ok, ai câștigat! Aici începe următoarea etapă a proiectului! Și hop! Trecem fâșia de hârtie prin secțiunile cubului! Uite așa! Minte placinte, sunt 8, 9, 12 înduituri! Dar pentru ce? Pentru a face jucăria fidget să se plieze și să se deplieze! Vei înțelege curând totul! Dar până atunci, privește cu atenție! Mersi! Acum e rândul meu! S-o punem așa! Acum vom trece fâșia de hârtie prin deschizătură! Up! Și vom obține un alt rând! Grozav! Hei, Sam! Uite încă un cub! Sunt mai bună la artizanat decât Sam! Dați-mi un like! Hei, Suzy! Trezirea! Ha? Ce? E deja rândul meu? Noroasă. Deja obținem ceva cool! Dar ca să fim siguri, hai să fixăm construcția cu un elastic de cauciuc! Acum începem să colorăm! Haide, Susan, desenează! Avem nevoie de multe culori! Alte regoul ăla monstruos al tău! Ok, să vedem! 5x5! Bine, bine, trebuie să mă concentrez! Hei, hei, Sammy, privește aici! Vezi cum se schimbă imaginile? E așa cool! Cred că înțeleg! Răspunsul e 25, nu-i așa? Yay! Ai dreptate, Sammy! Am avut încredere în tine! Wow, jucăria asta chiar e antistres! Cumva, mă simt așa ușor și liniștit acum! Uită-te la asta! Parcă l-am hipnotizat! Hei, Sammy! Alo! Cred că avem nevoie de o mică pauză! Ne întoarcem curând, oameni buni! Și din nou, bună tuturor! Mi-am revenit din hipnoză și putem continua! Siu și Samantha vă vor arăta cum să construiți o altă jucărie fidget! Vă place origami? Atunci dați-ne un like! Cine o să se descurce mai bine? Hai să vedem cum vor face față obstacolelor! Hei, nu e corect, Sammy! Gazda noastră a căzut în propria capcană! Vrei să mă ajuți? Nu trebuie să mă întrebi! Deja am pliat o mulțime de origami! Cuiva îi place să se laude! Haide, pe partea asta acum! Și pot folosi și diferite unelte! Uite! Vă distrați acolo fără mine? O să vă întrec imediat! Ei bine, mai vedem noi, soro! Ta-da! Și totuși am terminat în același timp! Hei, v-am adus mai multe detalii! Sunt un sensei al origamiului! Hei, ce se petrece? Deci, sensei al origamiului, unde mi-ai îngropat? Oh, aici era! Să începem să asamblăm! Aha! Iar eu voi lucra singură la mea! Uite așa! Aha! Încă o îndoitură! Și așa... Deci, Sammy, ești gata să vezi proiectul nostru? Auci! Prinde-mă, șarpe! Wow! E de aici! Ups! Sammy, ai speriat-o? Se pare că astăzi fac proiecte singură. Poate voi fi eu personajul principal aici? Hei, și noi lucrăm! Doar testam proiectul! Uite, te-am ajutat! Ok! Nu pot sta supărată pe tine mult timp! Așa arăt eu în prima etapă! Haide, fixează-le aici și aici, Samantha! Și ăsta sunt eu după a doua etapă de fixare a cuburilor!
Și ăsta sunt eu la etapa finală. Salvați-mă! Samantha, poți să-l ajuți tu pe asistentul nostru? Și avem deja baza pentru al treilea proiect făcut tot din cuburi. Și le vom fixa și pe acestea cu o bandă elastică. E ca și cum ai avea două perechi de mâini. Acum, hai să adăugăm niște imagini. Hai să facem asta rapid. Wow, ce cool! Ei bine, hai să vedem! E ca un adevărat caleidoscop! Slime-ul Sam are zile în care totul merge pe dos! Scoate mozzarella! Nimic nu merge bine! Dar cupul caleidoscop antistres va rezolva totul! Fără nicio problemă! Sammy, cine o să curețe mizeria asta? E distractiv și totul e așa luminos! Exact cum îmi place mie! Mai urmează și alte jucării fidget! Nu plecați nicăieri! Ei bine, e rândul meu să încep proiectul! Vom face origami din nou! Hei, Susan! E ușor! Nu reușesc să te urmăresc! Nu mă urmări, alătură-te mie! Uș! A trecut chiar pe lângă mine! Mersi, Sue! Continui eu pentru tine! Trebuie să îndoi piesa asta, uite așa! Și iată rezultatul! Piu, piu! E ușor! Ce altceva mai poți face, Sam? Zici că e ușor? Atunci privește! Hai să o desfacem puțin astfel! Apoi vom face asta! Ce spui acum? Wow! Mai fă! Mai arată-mi și eu voi posta! Iar dacă o desfacem așa, vom obține litera N! Sfânta mozzarella! Stai să văd mai de-aproape! Sunt bine! Nu vă faceți griji! Hai să-i arătăm piesa asta lui Susan! Pot să iau, Samantha? Acum o îndoim aici și obținem un W! Cool, nu-i așa? Avem nevoie de mai multe dintre astea, Sammy! Hei, floare la ureche! Op! Deci, hai să le lipim pe toate împreună! Vom avea nevoie de mult lipici! Bine, luăm două piese de culori diferite și le punem împreună! Da, hei, Sammy, arată grăzav, ha? Hei, e un hoax! Voiam doar să lipesc celelalte piese! Poftim! Samantha e la fel de șireată ca mine, sunteți de acord? Dați-ne un like și urmăriți cum arată toate piesele împreună! Wow! Mai trebuie doar să conectăm capetele și proiectele gata! Vrei să testezi, Samantha? Stai! Cred că am făcut o altă jucărie fidget! Vă vine sau nu să credeți, dar pentru a o face avem nevoie doar de... un șervețel normal de hârtie și de un personaj drăguț! Atunci trebuie să-l întărești cu banda adezivă! M-am blocat! E ok, Sammy! O să iau o nouă bucată! Ideea e bună, totuși! Mai lasă-mă doar puțin! Preiau eu de aici! Hop! Astea sunt decupate, iar asta înseamnă că trebuie să le punem împreună! La 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 la! Ce se întâmplă? E zăpadă? Îmi pare rău, Sammy, nu am putut rezista! Da! Ei bine, atunci eu o să îi dau totul lui Susan! Foarte bine, Sammy! Acum putem umple jucăria! Lasă-mă doar să sigilez deschizătura! Și e gata! O altă jucărie antistres e gata! Haide, lasă-mă să încerc! Ups! Mersi, totuși! Chiar ajută! Bine! E așa cool să o țin mâini! Puf, puf! Iar cineva are două! Eu sunt cea mai norocoasă de aici! Hey! Nici măcar nu te-ai gândit să-i dai una merituosului slime! Bine, ok! Încă am propriul popit! Uite, privește! Ce s-a întâmplat cu el? L-ai stricat singur când îți făceai tema săptămâna trecută! Dar e ok, putem face propriul popit chiar acum! Ce e aia? O pălărie? Lasă-mă să încerc, lasă-mă să încerc! Mi se potrivește! Nu, sunt părți din popitul ananas! Uite! Sună interesant! Întâi le vom lipi de baza din carton și hârtie gumată. Uite așa! Stai să mă grăbesc puțin! Și... hop! Așa mai merge! Vom lipi o piesă similară pe partea cealaltă. Mă ajuți tu, Sam? Desigur! Iar acum trebuie să le fixăm cu o piesă laterală la fel cum au popiturile adevărate. Cu grijă! Hei! Cred că lipsește ceva! Sammy, pleacă! Totul e la locul potrivit, vezi? Aha! Dar ai uitat de partea verde de sus! Lasă-mă să o ajut să crească pentru tine! Uite așa! Crești rapid! Crești mai repede! Uite așa! Așa! Vezi? Exact despre asta vorbeam! Wow! Ești un adevărat grădinar, Sammy! Întoarce-a, da! Așa! Da! Așteaptă-mă! Wow! Ce cool! Poftim. Pot să mă joc cu el?
ce mai zi? Acum am așa multe jucării noi! Îmi iubesc viața! Iar răspunsul corect e... amintește-mi, de ce-i facem noi, te mai Sam? Sam e așa convingător! Hei, v-a plăcut clipul de astăzi? Atunci nu uitați să vă abonați! Ne vedem curând! Pa! Aveți grijă de voi, dragilor! Woohoo!